Salutare și bun găsit tuturor și bine ne revedem la Prim Plan Obiectiv. Sunt Anca Medelanu și vă salut cu drag de la Iași. Am renunțat la vară, așa cum era firesc, și am pornit pe drumurile toamnei prin hopcinile Bucovinei. Vă propunem o ediție în care ajungem la Suceava, facem așa un tur al Bucovinei, pentru că doi dintre invitații mei au realizat un circuit foarte fain cu bicicleta. Sunt doi împătimiți ai mersului pe bicicletă și ne vor povesti și nouă despre acest traseu realizat în mai multe zile, dacă a fost greu, dacă a fost ușor și dacă vor repeta experiența. Tot astăzi să știți că rămânem în zona efortului fizic, pentru că Vlad Lucian Arhire a realizat un interviu în exclusivitate cu preparatorul fizic de la Inter Milano, așa că aflăm și noi povestea acestui om care, ce să vezi, a ales să facă școala doctorală la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din orașul nostru. Ajungem și în Botoșani, pentru că Oana Lazar, colega noastră, ne propune o intervenție legată de memoria filozofului și juristului Octavian Ionescu, magnitudinea omului de știință botoșănean care a plecat dintre noi în 1990, a atins cote internaționale și vom discuta și noi despre proiecția unui documentar. Iar în ultima parte a emisiunii vorbim despre Cupa Moldovei. Este o competiție de frumusețe canină și o să ne delectăm cu patru pede blănoase și pufoase chiar aici în platoul nostru. Suntem în direct pe TVR Iași, pe TVR 3, dar și pe pagina de Facebook TVR Iași. Rămâneți cu noi. Le spun bună ziua și bun găsit invitațiilor mei. Vă spuneam, cei pasionați de mersul pe bicicletă. Este vorba despre Felix Smetaniuc și Cristian Niga. Salutare și bine ați venit. Bună ziua, mulțumim de invitație. Cum ați venit? Cu bicicleta până la noi? Data viitoare o să venim cu bicicleta. Data asta am ales trenul. Ați avut parte de acest tur al Bucovinei, o experiență care s-a desfășurat pe parcursul a câte zile? 8 zile. 8 zile de mers cu bicicleta de dimineață până seara? Da. Aproximativ. Cu multe pauze de hidratare alimentare, de vizitat ce vedeam în zonă. Nu doar ați mers cu bicicleta, ați reușit să vedeți și multe obiective, importante. Că asta înseamnă cicloturism. Nu înseamnă că mergi numai cu bicicleta, să nu vezi nimic, înseamnă că nu încadrăm în cicloturism. Atunci. Cum a pornit această idee? De unde a început? Ideea, eu o am în cap de mult timp, am legat-o, datorită lui. Deci anul ăsta, el a mai făcut niște tururi cu bicicleta, și atunci când i-am spus, măi, eu vreau să fac turul Bucovinei cu bicicleta, s-a legat pur și simplu și am spus, gata, anul ăsta îl facem, gata. Și oricum, a fost pe moment spontan și am și anunțat, atunci am făcut pagina de eveniment, am anunțat pe Facebook, pe alte canale, nu prea am mai avut cum, dar am adunat un număr de oameni, din păcate, mulți dintre ei, datorită vremii neprielnice, a fost două furtuni foarte urâte, inclusiv am prins un raw alert care ne-a speriat. Noi eram undeva între Rădăuți și Gălănești, finalul trebuia să fie la Putna, însă am rămas în Gălănești datorită furtunii. Pe ce dată ați pornit și în ce formulă? Câți ați fost în total? Eu am plecat un pic mai târziu, că am fost naș la niște prieteni de-a mei. Și ei au venit acolo, la petrecere, și de acolo am plecat. Direct de la nuntă? Ați venit la... Nu, am fost la nuntă, ei au venit la nuntă, că s-a făcut o petrecere de vreo 3 zile, am stat acolo, la cabana, ei au venit de sâmbătă, eu am plecat de vineri. Numai că eu am plecat de vineri cu mașina, ei au fost cu bicicleta sâmbătă, și de luni, începând de luni, am plecat în efectiv complet mai departe. Ați dat jos sarmalele, cum s-ar spune. Da, sarmalele, cea 1, da. A fost o petrecere mică între noi, așa. Și mulți de acolo sunt chiar și bicicliști, foarte mulți. Deci câte persoane în total au fost? 5. 5 persoane. Fost 5. Adică 6 a fost la prima zi și unul s-a reîntors pentru că n-avea tot ce îi trebuia pentru cort. Sau mai fost și zile care au stat băieții la cort. Eu n-am putut, că am pe la mică de 2 ani și ceva, care m-a însoțit cu familia și noi am stat mai mult cazați la pensiune. Stați să înțeleg, a fost și un copil de 2 ani? De 2 ani și 2 luni, da. Remorca e copilul meu, eu îl car. Da.
El merge undeva de la 10 luni. Și cum se comportă? Foarte bine. Foarte, place foarte mult. Mă încurajează tot timpul, îmi vorbește în spate. Claxonează, nu? Claxonează, vorbește cu mine, mă încurajează, că câteodată când nu pot, el e cel care mă inspiră și îmi dă energia necesară. Da, o experiență foarte frumoasă, din câte înțeleg. Văd că ați avut parte și de peripeții, cel puțin așa se vede din poze, nu? Da. Ce ați întâmpinat pe drum? O pană și un întinzător rupt în spiță. Îl vedem aici pe Bubu. Da, da, da. El care doarme. Care doarme. Da. Stăteam noi la mâncam ceva. Acolo e și patul lui și masa lui și până ajungem la destinație. Îmi spuneți de peripeții. V-ați întâlnit cu văcuțe, da. Pe traseu. Ce alte animale au mai fost? Văcuțe, oi. N-am întâlnit, n-am văzut. V-ați întâlnit cu ursul? Ursul nu. Încă nu. Nu l-am văzut data asta. Am mai văzut alte deți, când am mai fost, că mai... Cum au fost drumurile? Bune. Drumurile ok, noi mergem mai mult pe chestia de unde nu se foarte circulat, încercăm să evităm zona unei circulații foarte mare, pentru că unei circulații se mai apar și câteodată și incidente. Și am încercat să evităm zona aia, să mergem un pic pe zona forestieră chiar și pe zona nu foarte circulată, unde ne-a permis. Vreau să-mi spuneți exact prin ce locuri ați trecut, pe unde ați poposit și câți kilometri făceați într-o zi, cât pedalați? Am avut în prima zi 63 de kilometri, deci în prima zi de start efectiv a turului, în luni. Și atunci am pornit din Solnețul Nou, am ajuns în Pârteșii de Sus, după care Solca. Acolo am vizitat Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Mănăstirea, da. Și după care am mers spre Arbore. Acolo am mai vizitat o mănăstire. Am urcat pe Burla sus, înspre Volovăț, după aia Rădăuț. Și după cum am spus, la Rădăuț am vizitat mănăstirea Bogdana, care mi-e foarte dragă mie. Am ținut morțiș, adică am modificat traseul în așa fel încât să ajungem și acolo. După care am avut parte de peripeția cu furtuna. A fost dat atunci și un roaler de furtună. Undeva între Gălănești și Rădăuț, aproape ajunsesem în Gălănești. Ne-a prins furtuna din urmă, eu tot mă uitam peste umăr. Vedeam cum tot se apropie nori. Am zis, voi nu vă uitați în spate, mai eu mă uit, da? Deci doar eu, ca să nu... Mai ales cu un copil atât de mic, da. Da. Și acolo, inclusiv de la furtuna respectivă, prelata remorcuței în care a stat Bubu, a fost dată peste cap. Și a trebuit să oprim în Gălănești ca să-l schimbăm, a plouat înăuntru, în remorcuță. Și ne-am oprit la prima întreprindere de acolo, fix la intrare în Gălănești, unde am schimbat pe Bubu, am mai stat la o vorbă și am așteptat să calmeze ploaia, după care am mers mai departe. Ținta inițială era Putna, dar am poposit până la urmă în Vicovul de Jos, la o pensiune de acolo. O cazare. Ați făcut, de fapt, o invitație turistică. Pentru noi toți e o invitație turistică, da, acest traseu realizat în Bucovina. Și pentru că tot vorbim de pasionații de mers pe bicicletă, haideți să aflăm și povestea lui George Marcu. Este de profesie programator. Merge cu bicicleta 6-8 luni pe an. Are un cort și o periuță de dinți. E foarte pasionat, pedalează între 10-15 mii de kilometri într-un an, a ajuns în Spania, în Norvegia. Ia aflăm și noi povestea în reportajul realizat de Oana Lazar. Spune că bicicleta e o filozofie. Uphill e formula care îi convine și singurătatea parcursului.
călătorit în toată Europa, din Norvegia în Spania și din estul nostru spre estul îndepărtat, tot mai departe, cât mai departe. Asia ca un miraj absolut. Îi plac drumurile de pământ, cele care încă nu-s pe nicio hartă. Taie dealurile, se ferește de asfalt și de marile orașe. Totuși, la Iași ne-am dat întâlnire, dacă tot cobora spre casă, de la nord la sud, dinspre Botoșani, spre București. Pe Lăpușneanu, în căutarea marilor iubiri, cele care au durată și sens de plin. George călătorește singur, cu minimum de resurse și, cum ne spun la televizor emisiunile acelea de dezvoltare personală, n-are valoare destinația, ci doar călătoria în sine. La câte ploi am avut încă în turul ăsta, mi-ar fi prins bine să am umbrelele astea cu mine. Nu știu ce se întâmplă, într-adevăr, pe partea chimică în mine, dar e un sentiment de mare bucurie când sunt pe bicicletă. Și interesant că e diferit în funcție de momentul zilei. De obicei, bicicliștii preferă mersul la vale. Eu prefer uphill-ul, mersul la deal, și că văd peisajul mult mai atent și pot să observ detaliile, dar parcă și eu simt o mare bucurie în corp. Uphill este și mărturisirea lui George Marco, emoționat în fața camerei de filmat. Nu-mi place aroma cafelei, vine din copilărie. Mama cred că nu spăla bine lingurița de cafea și când luam cu lingurița ceva, avea aroma aia și mi-a rămas, grijă, mi-a rămas... asta, să zic, antipatia față de gustul de cafea. Da. Efortul curat, fără cafea ori alte stimulente, e o formă de sinceritate cu care eroul nostru a învățat să trăiască. De mult. E o viață ușoară, nu sunt multe griji. Sunt foarte simple lucrurile pe bicicletă. Sunt nevoi primare care sunt ușor de asigurat și odată asigurat te simți că ești împlinit. Este și o formă de libertate, da. Eu mă simt liber și când sunt în afara vieții pe bicicletă. Simt că dau valoare timpului în felul ăsta. Și am ajuns la o anumită vârstă în care simt că anii sunt numărați, deja conștientizez lucrul ăsta și încerc să dau valoare timpului și ăsta e felul meu de a face lucrul ăsta. Simt că de la o călătorie la alta învăț lucruri noi, se schimbă ceva în mine și caut altceva la următoarea călătorie. Încerc să aduc ceva nou în fiecare călătorie, să schimb ceva la mine sau la felul de a călătorii, la scopul ei și asta e progresul meu. Asta e lucrul care mă îmbogățește pe mine. Și ne-am întors în direct cu Felix și Cristian. Ei au făcut turul Bucovinei pe bicicletă, 8 zile, aproape 500 de kilometri. George spunea în reportaj că preferă să meargă la deal, uphill-ul. Pentru voi ce ați preferat în această călătorie? Eu sincer prefer de toate. Adică viteza la cum mergem noi, aveam o viteză destul de mică, între 10-15 la oră, media, pe tot parcursul. Adică noi nu tragem nici la vale, nu tragem nici la deal, încercăm să, exact cum spunea și el, să vedem frumusețea naturii și tot ce ne înconjoară, că de asta nu și mergem. Mărturisesc că de când am învățat să merg pe bicicletă, observ natura altfel pe bicicletă decât o observ în mașină sau la picior. Cum e să descoperiți natura așa, în felul acesta? Este extraordinar și e altfel față de mașină, pentru că și simți, depui și un efort. Și el spunea că preferă uphill, la fel și eu. Prefer dealurile pentru că depun un efort, dar odată ajuns în vârful dealului, atunci când văd priveliștea minunată, cum a fost undeva pe izvoarele Sucevei, am avut tot așa o urcare, când văd priveliștea, n-are cum să nu îmi placă. Oare ne contopim cu natura. Da. Orice chestie măruntă care o vedem și ne place, mai merge și a două, și a trei ori, și a patru ori, să vedem ce s-a schimbat acolo, s-a schimbat ceva în bine sau ceva în rău. Și care a fost locul preferat pentru fiecare? Locul meu preferat, adică am 2 zile care au fost preferatele mele.
Alea două n-am mai fost niciodată pe drumurile alea și în rest am mai făcusem și înainte de câteva ori, dar pe bucăți. A fost de la Brodina, de jos, până la undeva la Crâlbaba. Era na, drum forestier, o mare parte era numai noi acolo și cu natura și... Adică ne-am încărcat foarte tare acolo, cu energie și... Na. Aia mi s-a părut cele două zile cele mai frumoase pentru mine. Iar pentru tine, Felix? Aș putea să spun chiar la fel. A fost, cred că acolo am găsit și troița aia, da, foarte mișto, care m-a marcat așa, o troiță foarte bine întreținută de către foarte puțini locuitori ai zonei respective. Și mi-a plăcut chiar și urcarea de pe Pleșa, care a fost de 12 km, numai urcare, dar a meritat coborârea după aia pe Ostra, în partea cealaltă. Am văzut orașul minier Ostra, ce-a mai rămas de acolo. Nu, Pleșa e primul vârf care le-a făcut. Pleșa, ăsta, Puzdra. Pasul Puzdra. Ați ținut un jurnal de călătorie? Da. El am acasă, este acolo. Am scris cam tot ce s-a întâmplat în respectiva zi, pe unde am fost, distanța, parcursă. Cam tot. Unde ne-am cazat, ce am făcut... V-ați întâlnit cu oameni pe traseu, v-au încurajat să continuați? De obicei, oamenii încurajează, chiar și din mașini. Am mai avut și un incident destul de mic, era să ne-a depășit și ne-a tăiat calea instantaneu. Și am oprit la 2 cm de el, dar a luat-o în trombă și măcar să spună, cer scuze pentru ce s-a întâmplat. Dar în rest, oamenii v-au oferit poate o sticlă cu apă, o sticlă de lapte pentru Bubu. Oamenii, da, de obicei, ne salută, opresc, ne felicită, da, că e altceva. Când mergi cu bagaj, cu chestii cu cortul sau cu... Oamenii sunt un pic mai buni cu bicicliștii. Așa când ești singur și n-ai, e un pic mai greu pentru noi. E o invitație pentru toți telespectatorii noștri să vină în Bucovina, să viziteze aceste locuri, indiferent că vin cu mașina sau parcurg la picior, da, o astfel de zonă sau cu bicicleta, oricum ar fi, sunt locuri frumoase. Așa, ca experiență per total, a fost de bine, nu? Da. Ați venit încărcați de acolo. Foarte încărcați, da. Eu o fac de 2013 de început, am luat toată țara cu bicicleta, am fost pe la Cazane și la... Am și un tur al Bucovinei făcută cu soția, a Bucovinei, a României, și umblu în fiecare an, iau câte o zonă și plecăm acolo. Felix, cui ai dedicat acest tur? Turul a fost in memoriam Felix T. Smetaniuc, tatăl meu, care m-a învățat pe 1 iunie 99, dacă mi-aduc eu bine foarte bine aminte. Ce precis, de ziua știi, copilului, da. Cel mai frumos dar mi l-a oferit. Un dar care continuă să dăruiască. A gift that... Așa e. Și tu mai departe dai din pasiunea ta celorlalți. Da, așa. În momentul ăla poate n-am realizat, dar între timp s-a produs ceva în mine, o schimbare în bine și am decis... Eu am mai fost pe la concursuri, pe la chestii, dar nu m-am regăsit acolo. La concursuri, du-te repede, mergi repede, pac, 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 nu vezi nimic. Competiție, hăituială, da. Hăituială, așa. Și am decis anul ăsta să mă retrag din sfera competițională și să mă axez strict pe cicloturism. Și astfel am dat și nascare turului Bucovinei, sper eu, care va dăinui peste ani și ani. La anul sperăm să adunăm și câțiva sponsori. Anul ăsta am mers doar cu banii noștri și cu o mică sponsorizare din partea asociației. Și îți dorești ca mai departe acest tur să devină o tradiție, da, nu? Da, desigur. Adică, de exemplu, la anul alți oameni să meargă pe același traseu. Da, să când spui din ce în ce mai mulți, ca să vadă și ce înseamnă Bucovina și... Dragostea și oameni acolo din Bucovina, care e foarte frumoasă, mai ales în acest sezon. Vă mulțumesc mult, dragilor. Mulțumim felicitări și noi pentru tare mult. Reușită. Există
urare între cei pasionați de bicicletă? Da. Drum bun să aveți. Ce? Lanț întins. Lanț întins. Lanț întins. Așa să fie și de acum încolo. Da. Și vă propun să urmărim un interviu realizat de colegul nostru Vlad Lucian Arhire cu preparatorul fizic de la Inter Milano, care, așa cum vă spuneam și mai devreme, a ales să urmeze școala doctorală aici în Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din oraș. Haideți să vedem. Fabio, pentru început, bine ai venit la Iași. Și cum de-ai ales această universitate? Grazie. L-ho scelta perché il professor Antonio Desidore mi ha proposto questo progetto di dottorato di ricerca qui a Iași e io sono stato felicissimo di venire qua. Care va fi tema? La tesi, diciamo che l'importanza di questa ricerca è quella di trovare nuovi metodi sia di recupero che di prevenzione, quindi migliorare ottimizzare la performance del calciatore. Cum e viața la Inter, la o echipă care se bate în top, în Champions League, în campionat? Sicuramente lavorare più il livello è alto e più c'è stress. Sì. Quando lavoravo con il settore giovanile era molto più meno stress, però mi ha permesso poi di arrivare a livelli più alti e sono felice per questo. E il mister giocava in prima squadra e io già stavo all'interno del settore giovanile della Lazio. Lui ha smesso di giocare e ci siamo trovati nella stessa squadra e da lì siamo arrivati fino a qui all'Inter. C'è un ottimo rapporto con lui, di stima e reciproca, e spero di lavorarci ancora per tanti anni. S-a spus că foarte aproape, a fost foarte aproape ca odată cu sosirea la Inter să vină și Ștefan Radu de la Lazio, e adevărat? Ștefan Radu, lo conosco da tanti anni, è veramente una persona profesionale, e un ottimo giocatore. Cum reușește să se impună de atâția timp Ștefan Radu la Lazio? Radu è un leader dentro lo spogliatoio, veramente rispettato da tutti, poi molto anche spiritoso, perché lui riesce a sdrammatizzare i momenti di difficoltà. È un professionista vero, perché viene un'ora prima dell'allenamento, allenamento, e va via un'ora dopo. Quindi lui è molto meticoloso nel prepararsi all'allenamento e alle partite. Che ce n'hai potuto giocare? Per come si mantiene, veramente fisicamente ha il fisico di un ragazzo di 25 anni. È veramente, secondo me, lui può giocare tranquillamente altri 3 anni senza problemi. Vorbeam de acest program foarte încărcat al lui Inter. Care e secretul de a reuși să-i mențină pe jucători la un nivel înalt din punct de vedere fizic la doar 2-3 zile diferență între meciuri? L'importante, ecco, appunto, questa ricerca che stiamo facendo qua al dottorato è proprio questo, cercare di migliorare i carichi di lavoro e di migliorare il recovery, il recupero, e quindi monitorare continuamente tutti gli allenamenti e le partite, cercando di distribuire bene tutti quanti il training load dell'atleta. Există vreo metodă modernă sau cea mai ultima metodă pe piață pe care o aplică? Diciamo che l'importanza che io do nell'allenamento fisico è cercare di fare soprattutto lavoro sul campo. Secondo me è quello che poi ti permette di dare e di esprimerti meglio durante le gare. Quindi io prediligo molto il lavoro sul campo, e lavoro in palestra sì, ma più di prevenzione. Quindi secondo me il calcio deve andare verso questa direzione. Cum reușesc ei să se mențină la o vârstă înaintată și reușesc să facă performanță în continuare? E apanajul pregătirii fizice? Sicuramente il loro stile di vita, la loro predisposizione è importante, e la loro professionalità li ha portati a giocare così tanti anni. Quello è il segreto.
Lavorano di più e in maniera molto specifica. Ormai conoscono molto il loro corpo e sanno quello che devono fare, cosa devono mangiare, quanto si devono allenare, riescono a modulare bene tutti quanti i carichi di lavoro e quindi gli permettono poi di continuare a giocare a età avanzate. Colaborați și cu antrenorul de la Primavera, avem acolo un român, Cristi Chivu. Noi, diciamo che con il mister è molto aperto alla collaborazione con la Primavera, quindi abbiamo lavorato abbiamo fatto tanti allenamenti insieme a Chivu, con la Primavera, con i ragazzi della Primavera e c'è un'ottima collaborazione con il mister Chivu. Nel calcio rumeno quando ero ragazzo lo seguivo molto perché mi ricordo una bellissima finale col Milan, stavo a Bucarest, Ducatan, il portiere, era mostruoso, fortissimo, e poi ricordo Agi, fenomeno, e Lakatush, poi adesso ecco Chivu, Radu, il calcio rumeno è conosciuto in tutta Europa, quindi l'ho sempre seguito. Și în continuare la prim plan obiectiv vorbim despre Cupa Moldovei, un concurs de frumusețe canină se desfășoară weekendul acesta la Iași și din acest moment sunt convinsă că nu o să mai acordați atenție pentru că în platou avem o minunăție. O minunăție mică, mică și pufoasă de doar o lună. Alături de noi este și domnul Valentin Butnariu, vicepreședinte Asociația Chinologică Metropolitană Iași. Bună ziua și bine ați venit la noi! Sărut, bună! Bine v-am găsit! Am zis bine, are doar o lună? O lună și jumătate a făcut primul vaccin. Oh, amititelu! Ce rasă este? Akita. Akita, Akita Inu. E o rasă japoneză. Și ce caracteristici are această rasă? Ce ar trebui să știm? Primul și primul rând, la Akita este foarte importantă familia. Se atașează extraordinar de mult de familie, devin dependenți de familie. Sunt puțin încăpățânați, mai ales în perioada copilăriei, dar sunt superb. Pentru mine este cea mai frumoasă rasă. Și cea mai pufoasă. Da, păi iau două rânduri de blană, aici ar fi o problemă în comparație cu alte rase, că năpârlește. Marea majoritate își doresc câini care să nu lase păr, ceea ce nu prea se poate. Așadar, e mai bine dacă am stat la casă pentru un astfel de... Da, Akita nu este o rasă foarte, foarte energică. Se obișnuiește și la apartament. Își doresc foarte mult să fie în preajma familiei. În rest, nu este o rasă care să aibă nevoie de foarte, foarte multă mișcare, dar logic că i-ar fi mult mai bine într-o curte la o casă. În filmul Hachiko, nu era această rasă? Ba da. Ba da. Akita. Doar că ei au la vârsta asta un supăr negru care cu timpul părăsește blana și rămâne doar roșcat cu alb. În momentul ăsta se vede supărul negru care e de desubt. O să vedem această pufoșenie la competiție, la Cupa Moldovei? Sigur că da. Sunt câteva exemplare frumoase de Akita care vor concura. Avem peste 60 de rase. Avem aproximativ 50 de proprietari din afară. Ce înseamnă din afară? Din afara țării? Din afara țării, da. Care vor participa. E o competiție internațională? Este o competiție internațională. Cacibu sunt două competiții de tip Cacib, deci concurs internațional. O să avem niște arbitri internaționali aduși din invitați din Ucraina. E o competiție, am ajuns la 10-a ediție. Și anul acesta, în comparație cu ceilalți ani, putem să primim și oaspeți, putem să primim musafiri, putem să primim copii, așa că îi așteptăm în număr cât mai mare sâmbătă și duminică, pentru că sigur o să aibă ce să vadă. Unde? Unde mergem? În parcările de la Ciric. Acolo se întâmplă. Acolo am făcut în ultimii 2 ani și a fost foarte bine. Este un pic de umbră, deși vremea din ultimele zile nu ne-a categorisit cu călduri foarte mari.
O să fie umbră și o să fie foarte bine. Așadar, dacă sunteți stăpâni de câini și dacă nu sunteți, dacă în general sunteți iubitori de animale, trebuie să veniți, pentru că e un concurs de frumusețe. De frumusețe canină, da. Care sunt criteriile de partajare? Fiecare rasă are un anumit standard, iar câinele trebuie să întrunească standardele respective. Arbitrii sunt cei care sunt specializați pe fiecare rasă sau all around, care sunt specializați pe toate rasele, și ei arbitrează și o să aleagă cel mai frumos câine în funcție de aturile fiecăruia. Contează doar aspectul fizic sau și loialitatea, curajul? Contează aspectul fizic foarte mult, să se încadreze în standarde, contează foarte mult cum se manifestă. Deci să nu fie agresiv, să nu fie fricos, da? Când ești atât de dulce, sigur că știi. Toți căței sunt frumoși, toți căței sunt superbi și merită dragostea noastră. Și recomand fiecărei familii să aibă un sufletel lângă ei. Cum poate să afle cineva dacă ceea ce a cumpărat e de rasă? Vine la o astfel de competiție, cu cine vorbește, pe cine întreabă? Noi recomandăm de fiecare dată, dacă vreți să cumpărați un câine, să cumpere un câine cu pedigree. Este actul care atestă rasa, este singurul act în măsură să demonstreze o rasă. Bineînțeles, cine nu vrea să cumpere, este îndemnat să meargă la padoc și să facă o faptă bună și să ia un câine părăsit. Mai ales că vine iarna, în lunile de iarnă nu sunt condițiile cele mai bune. Așa pentru, este. Pentru câini. Așa este. Și în aceste competiții este foarte important pedigriul, pentru că nu este suficient să ai pedigree. Dacă dorești să ai puiuți de la exemplarele tale, trebuie să ai un drept de montă. Dreptul de montă se obține doar în competițiile acestea. Da, arbitrul vede că exemplarul este în standard, este frumos, este sănătos și atunci îi dă dreptul să aibă urmași. Cum se pregătește un câine pentru astfel de competiție? Mă gândesc la concursurile de frumusețe pentru oameni, de exemplu. Înainte există o anumită pregătire, dar pentru un câine merg la salon, ce fac? Ăsta este ultimul aspect, salonul, dar ei se antrenează de mici fiind, da? Trebuie purtați în ring, trebuie să meargă în lesă, să nu tragă, să nu se smucească. Este foarte important să se prezinte bine în ring și atunci contează foarte mult antrenamentul. Da? Noi, de exemplu, când am participat la campionatul european, ne-am pregătit 2 luni, zi de zi, câte 2 ore în ring, tocmai pentru ca cățelul să aibă un mers fluent, să aibă un mers frumos, fără probleme. Și cât costă întreținerea unui astfel de animal? Întreținerea unui animal sănătos nu costă foarte mult. De asta sfătuim ca cei care își cumpără un cățel să-și cumpără un câine cu pedigree, cu niște examene pentru displazie, pentru ochi, deci ceea ce atestă cumva sănătatea câinelui. Întreținerea unui exemplar poate să ajungă între 300-400 de lei pe lună, și până la cer, depinde cât. Dumneavoastră sunteți vicepreședinte în Asociația Chinologică Metropolitană Iași. Cu ce se ocupă? Ce se întâmplă în cadrul acestei asociații? Este o asociație care promovează câinii de rasă, care luptă pentru bunăstarea lor și pentru puritatea rasei. Și câte canise sunt? Avem... În momentul acesta avem în jur de 40 și un pic de canise. Nu suntem o asociație foarte mare, suntem o asociație micuță. Ne luptăm în fiecare an să avem această expoziție, dar suntem inimoși
Și până acum am avut succes cu fiecare expoziție. Care e rasa cea mai căutată, cea mai întrebată? Nu, este un trend în fiecare an, știți cum e, roata se învârte. Sunt ani în care buldogul francez este la mare căutare. Da. Ce se poartă anul acesta? Exact. Se poartă, în general, căței mici sunt mult mai căutați, rasele mici. Da, vorbim de pomeranian, vorbim de bișon maltez. Doarme? A dormit? Nu e, dar oricum nu e foarte confortabil. Da, a plecat de lângă mama lui. Mama lui, exact. Câți ani are și de când o aveți? 4 ani are, este tot un cățel de la noi din Canisă, da, care a crescut la noi și este la al doilea rând, al doilea cuib. Care sunt principalele caracteristici după care recunoaștem un Akita? Efectiv, standardul la Akita este cât se poate de clar. Culorile sunt roșcat cu alb, alb sau tigrat, brindle. Astea sunt cele trei Și musai, trufa trebuie să fie neagră? Trufa trebuie să fie neagră la cel brindle, la cel tigrat și la cel roșcat, iar la cei albi poate să aibă trufa de culoarea cărnii, rozie. Cât poate să coste un astfel de pui, de puiuț? Depinde foarte mult de părinți, deci de cuibul din care provine. Cu cât părinții sunt mai titrați și au premii mai multe, cu atât exemplarul este mai scump. Vreau să mai dați detalii, așa pe final, de Cupa Moldovei. Ce se mai întâmplă? Că sunt 2 zile. Ce se întâmplă sâmbătă și ce se întâmplă duminică? Avem 2 expoziții de rang național, CAC-urile, și 2 expoziții rang internațional, CACIB-urile. În fiecare zi sâmbătă vom avea o competiție CAC și CACIB, duminică la fel. Așadar, invităm toți pasionații de animăluțe pufoase și frumoase, de patrupede, canine iubitori, să vină și să vadă această expoziție și să participe. Mulțumim tare mult de prezență și îl salutăm pe micuț. Abia așteptăm să aflăm și ce nume va avea. Încă n-are nume, nu? Nu, în general, eu cel puțin aștept ca proprietarul să-i pună numele dorit. Își caută un stăpân frumos. Gata, îl lăsăm că plânge după mama. Mulțumim tare mult de prezență. Vă invit chiar acum să mergem la Botoșani. Acolo se află colega noastră Oana Lazar. Ne propune o intervenție chiar de la Liceul A.T. Laurian din Botoșani despre Octavian Ionescu, unul dintre cei mai distinși cărturari și profesori pe care a avut România. Haideți să vedem. Te salut, Oana! Bun găsit, prieteni, ani de liceu, cu emoții la română sau cu emoții atunci când avem să vizionăm un film și să facem o lansare de carte în aula mare a liceului Laurian din Botoșani. E un loc de întâlnire pentru generații întregi de absolvenți, care de care mai importanți în nume vestite în cultura românească și în știința românească. Și astăzi am venit cu producția TVR Iași din 2021, din 2022, Memento Subiectiv, Octavian Ionescu, marele jurist din Interbelic, cel care a făcut parte din Consiliul Legislativ și care a gândit pentru România acelui timp, România normală, cele mai bune legi. Un destin remarcabil recuperat prin acest film și prin cele 2 cărți care au fost lansate astăzi la Botoșani, în Colegiul Laurian, unde a învățat Octavian Ionescu. Și vorbim acum cu domnul profesor Ioan Onofrei, directorul Colegiului Laurian. Ce a fost întâlnirea de astăzi? Cât e de importantă pentru tinerii de aici? Eu cred că a fost o recuperare a unei părți de istorie, atât a unei istorii personale, cât și a istoriei colegiului nostru. Noi n-am vrea să spunem că lansarea de carte a fost un lucru extraordinar, pentru că ne place să spunem că Laureanu este un templu al cărții, este un centru de cultură și atunci prezentarea unei cărți ar trebui să fie un eveniment normal.
Dar aula liceului are deja o savoare, o atmosferă extraordinară, această sală, de la parchetul original până la zidurile acestea încărcate de istorie. Are, este partea tradițională a școlii noastre, pentru că în corpul avem partea modernă. Aula colegiului, liceului Laurean dinainte, a fost mult timp gazda unor manifestări culturale, științifice, pentru că Botoșaniul interbelic, de exemplu, nu avea multe săli în care să se poată ține o conferință. Așa încât astăzi am stat în sala în care Iorga venea de la București și prezenta istoria, am stat în sala în care a fost Onicescu, în care a fost Ion Simionescu, în sala în care mulți tineri au venit cu bucuria tinereților, au învățat la noi și au plecat ajungând, iată, să fie personalități ale culturii și științei, nu numai din țara noastră, ci și din Europa în care trăim. Și e un fapt obișnuit să oferiți filme tinerilor și să le arătați cărțile care apar. Acum, Octavian Ionescu, un nume. Un nume, fără îndoială. La început am prezentat și cartea noastră, Ctitori ai Prestigiului, scrisă chiar anul trecut de un coleg al meu de istorie. Aici avem o mică carte de amintiri, pentru că ne mai place să spunem că, de fapt, ce este istoria Laureanului? Este suma unor istorii personale și cei care au trecut pe aici și au rămas cu ceva din liceu, revin după aceea, scriu amintiri. Și ne-am bucurat să vedem că și în cartea pe care doamna Mureșanu a îngrijit-o și a editat-o, Octav Ionescu își aduce aminte de liceul pe care l-a terminat, îi consacră o mare parte din amintirile tinereții sale și pentru noi este semnul că ceea ce s-a întâmplat în Laureanul Interbelic trebuie să se întâmple și acum. Adică să vină tineri, să învețe, să plece și după ce își fac un rost în viață, să-și dea seama că parte din drumul lor în Europa sau în lume sau într-o meserie se datorează și celor din Laurean, adică nouă profesori. E se pursa că nu somi si, madame. Iată-ne, cu aceste cărți excepționale, care poartă semnătura tatălui dumneavoastră. Sigur, este și pentru mine, pentru familia mea, pentru noi toți, sper, un moment privilegiat care nu se putea întâmpla decât la Laurean, la liceul Laurean. Tatăl meu, deci, își amintește de anii de liceu, între 1913-1920, acest templu, cum s-a spus, l-a marcat definitiv și a determinat tot parcursul, a fost piatra de temelie a parcursului său spiritual, profesional. În afară de aceasta, el a consacrat o mare parte din timpul său și satului natal Vorniceni, redactând această monografie, care este o lucrare științifică, el nefiind totuși istoric, dar s-a a fost forma lui de supraviețuire din moartea socială pe care a trăit-o după darea afară din universitate. Decapitați profesionali și eliminați din viața socială, s-a refugiat, dar a făcut-o cu dragoste nemărginită pentru ținuturile natale și suntem foarte bucuroși că aceste cărți au văzut lumina tiparului, lucru la care tatăl meu nu putea spera până în 1989 și după, până la stingerea sa din viață în 1990. Sunteți fiica cea mai mică a lui Octavian Ionescu. Aveți încă trei frați extraordinari, nume importante în cultura și știința românească. De asemenea, sunteți mai emoționată ca altă dată. Am mai avut parte de asemenea lansări, dar parcă aici la Botoșani sunteți mult mai copleșită. Da, este firesc. Cred că este firesc, am spus de la început, sunt copleșită de faptul că tatăl meu, unchii mei, bunicul meu sunt legați prin mii de fire și simt această energie, această resursă pe care probabil o purtăm cu noi, cei patru copii, și cred eu că va fi dusă mai departe și împlinită pe cât se poate. Și copiii cărora ne-am adresat astăzi, liceenii, aveți un mesaj pentru ei? Desigur, a fost o încântare să vedem atât de mulți tineri în sală, care sper au urmărit cu atenție.
mesajul este implicit, sunt modele de viață, cine poate să le urmeze, să împrumute ceva, să ducă mai departe ceva, este nemaipomenit, dar fiecare are aventura sa interioară, aventura sa spirituală și sperăm că niște fărâme răspândite astăzi vor da ceva roade. Să rămânem tineri, cred că ăsta e mesajul, să rămânem tineri și să reușim să ne păstrăm frumusețea clipelor din liceu. Am reușit să smulg din public unul din tinerii de la Laurian și ceilalți au fugit la ore. Cred că au avut au avut motivație de la ore dacă au lipsit aici, dacă au lipsit fiind prezenți la lansare. Sergiu Docea, așa te numești, ești elev în clasa a 11-a. Ce a fost pentru tine întâlnirea de azi? Cum ai privit? Ești reprezentantul generației. Întâlnirea de astăzi a fost, puțin zis, inspirațională. Pentru că, uitându-ne la o astfel de personalitate, reușim să ne imaginăm că noi ajungem în locuri mari, în poziții mărețe, la nivele de intelect superioare și în momentul în care nouă ne sunt arătate astfel de personalități, nu putem decât să fim încântați de prezența lor și de influența pe care ele o au asupra noastră. Și ziua de azi a fost un moment în care am reușit să ne apropiem de un potențial al nostru. Mulțumesc foarte mult! Ai făcut o încheiere mai bună decât oricare dintre noi am fi putut să o facem. Îți mulțumesc mult! E clar, s-a întâmplat astăzi, mesajul nostru a ajuns la cine trebuie, la elevii colegiului Laurian din Botoșani. Mulțumesc invitațiilor mei, mulțumesc și vouă și mulțumesc lui Relu Tabără aici de față, cu care am lucrat la filmul Memento Subiectiv Octavian Ionescu, și lui Dragoș Brehnescu, cel care a lucrat câteva săptămâni bune la montajul acestui film. E o producție TVR Iași și acest moment este dedicat și liceului Laurian și familiei Mureșanu Ionescu și nouă TVR Iași. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi tare mult, Oana, pentru această intervenție. De la Botoșani ne-am întors la Iași, tot cu această pufoșenie care începe să plângă, vrea la mama lui. Ia uitați-l ce mic e. O să înțeleg că aveți mai mulți puiuți, nu? Șapte puiuți. Șapte, da. Puiuți, pe care putem să-i vedem la expoziție, adică dacă vrem să... În niciun caz nu vor ieși din casă până când nu vor avea schema de vaccinare terminată. Schema completă. Gata, dragule, am încheiat. Vă mulțumesc tare mult de atenție. A fost o ediție în care am ajuns așa și în Bucovina. Apropo, puteți să mergeți să faceți turul Bucovinei pe bicicletă weekendul acesta. Dacă nu puteți să veniți la Iași, Cupa Moldovei, concurs de frumusețe canină, sâmbătă și duminică, și v-am mai pregătit și alte surprize. Vineri, de la ora 16, ne întâlnim într-o nouă ediție Prin Plan Obiectiv. Toate cele bune!